Societatea de investiții financiare Transilvania vrea să reabiliteze și reamenajeze mai multe hoteluri din portofoliu. În schimb, alte unități de turism au fost închise de acționari pentru că nu mai aduceau profit, deși erau branduri ale Brașovului. Printre ele, restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, Cetatea Brașovului și alte câteva localuri. Restaurantul Panoramic din vârful muntelui Tâmpa a fost închis pentru că nu era exploatabil. Conducerea SIF Transilvania spune că firma care deține telecabina a cerut o sumă uriașă pentru a-i transporta pe clienții localului. Obiectiv a fost scos la vânzare la un preț de pornire ceva mai mare de un milion de euro, alături de un alt restaurant de la Poalele Tâmpe și un grup gospodoresc situat în Bartolomeu. Nimeni nu s-a arătat însă interesat de oferta SIF. Nu se poate asigura transportul până acolo. Telecabina nu, apar, nu ne aparține, aparține unei alte companii, funcționează când dorește, după alte principii, iar noi nu putem derula o activitate acolo dacă. Acei ce doresc să facă o vizită, clienții panoramicului, nu poate să vină oricând și nu poate să plece oricând de acolo. Și cetatea Brașovului a avut aceeași soartă. Potrivit președintelui Fărcală, este nerentabilă de aproape 25 de ani, din simplul motiv că aici se pot practica doar activități de alimentație publică. Dotările de acolo sunt foarte vechi, sunt făcute de prin anii 70. Investițiile necesare pentru a le aduce la standardele de azi sunt de milioane de euro. Milioane de euro, cam 2-3 milioane de euro numai în utilaje, pe care noi nu le-am recuperat nici următorii 20 de ani. Cetatea are nevoie de investiții în ziduri speciale pentru monumentele istorice Mihai Fercala spune că probabil se vor mai pierde 2 ani până se va clarifica situația cetății care va ajunge probabil în proprietatea comunității locale a Consiliului Județean sau chiar a Ministerului Culturii. Nu gratis însă spune Fercala. SIF Transilvania vrea să dezvolte și alte obiective hoteliere situate în centrul istoric, dintre care unul va fi transformat într-un hotel-butic care va fi introdus în circuitul capitalelor europene drept construcție de epocă. Afacerile în turist se greu, în circa 15 ani, spune directorul SIF Transilvania, iar profitabilitatea este mică. Pentru că în portofoliul societății există însă multe companii de turism, nu se poate renunța la aceste investiții.